Bine v-am găsit, dragii mei youtuberi! Astăzi vreau să încep acest video prin a vă mulțumi tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu și să vă arăt un alt fel de ciorbă, o supă asiatică foarte delicioasă și foarte, foarte sănătoasă. Pentru rețeta de astăzi avem nevoie de 500 de grame de carne intercostală de vită, deci carnea care este între coaste. 200 de grame de pipote de pui, eu le-am fiert, pentru că știți bine că fierbe foarte greu. 20 de grame de ghimbir, 4 căței de ustroi, un ardei iute, 100 de grame de hribi și muguri de ciuperci, șampinion, muguri, sunt foarte frageți și se folosește în mâncarea asiatică. O linguriță de curry, sare, soia juice, suc de soia și ...200 de grame de alge de mare. Cine știe ce sunt algele de mare știe cât sunt de sănătoase. Și 300 de grame de fructe de mare asortate. Scoici cu creveți și calamar. Voi mesteca foarte bine. Nu trebuie lăsată foarte mult. După cum știți, carnea de vită, dacă o lași foarte mult la fiert, va deveni pietroi, foarte tare. Nu asta este interesul. Ca să o aveți o mâncare perfectă, trebuie să lăsați circa 5-7 minute. Voi adăuga și pipotele pe care le-am tăiat. Și bineînțeles că le-am fiert înainte. Voi mai lăsa să se facă circa 4 minute. Așa arată carnea după 4 minute. Voi adăuga fructele de mare. Fructe de mare asortate. Între timp am tăiat șuvițe algele de mare. Acum voi veni cu sare, nu foarte multă, pentru că trebuie să adaug și soia, suc de soia. Pentru a-i da acel gust asiatic și puțin curry. Curry nu este foarte iute, deci acceptabil. După care am tocat ardeiul iute, îl voi adăuga și pe el. Și aici am blendurat ustroiul și ghimbirul, pe care îl voi adăuga peste. Voi mai lăsa să fiarbă la foc normal vreo 3-4 minute pentru ca să-și ia gustul din condimentele care le-am adăugat. După care voi pune algele pe care le-am făcut șuvițe. Bineînțeles, după ce le-am opărit și spălat foarte bine. Așadar, acum voi adăuga algele de mare.
sunt foarte sănătoase, în Asia se mănâncă foarte mult. În schimb, la noi, în România, algele de mare putrezesc pe malul mării. Cine știe ce este, cât de sănătos și gustos este să mănânci alge de mare, cumpără și își gătește. Se pot găti în foarte multe feluri. Japonezii fac sushi, se fac și salate din alge de mare, se face și supă și multe alte. Pe parcurs o să vă arăt mai multe rețete cu alge de mare. Voi lăsa să se încorporeze gustul și în alge, după care voi adăuga apă. Acum voi adăuga apă cât să le acopăr, după care, după ce clocotește circa 4-5 minute, voi acoperi, voi face, pune mai multă apă pentru supă de fructe de mare. Așa cum vedeți, am adăugat apă, voi adăuga hribii de pădure cenușii pe care i-am porționat. Fierbe, întotdeauna să puneți ciupercile la urmă pentru că fierbe foarte repede. Nu necesită foarte mare fierbere. Iar acum voi veni cu mugurii de ciuperc pe care îi ador. Sunt foarte, foarte delicioși. Și ăștia, bineînțeles, porționați. O să mai las să fiarbă circa 3 minute și mâncarea este gata. Cea mai delicioasă și sănătoasă. Vreau să vă spun că algele ajută foarte mult pentru cei care au probleme de circulație, circulația sângelui, pentru cei care au avut comoții cerebrale sau accidente vasculare sau au artroză, reumatism. De câte ori aveți ocazia, cumpărați și mâncați. Supa asta va ajuta foarte mult la slăbit. Este o supă foarte ușoară, ușor iute, foarte, foarte delicioasă. Eu am mai făcut-o de câteva ori și am adorat-o. Ce vreau să vă spun, că nu vă costă. Și unde găsiți algele? Algele le găsiți în magazinele chinezești. Pentru cei care nu știe cum se cheamă în engleză, sea se cheamă foarte simplu. Sea weed. SEEWOOD. Foarte simplu. Scrie și păpungi, nu sunt foarte scumpe, sunt delicioase, foarte, foarte sănătoase. După cum vedeți, nu are orez, nu are paste, nu are nimic. Așa arată supa, este un deliciu culinar, o găsiți și în restaurantele chinezești și în cele japoneze, la ei se mănâncă foarte mult, foarte, foarte mult alge de mare. De ce am pus carnea intercostală? Am pus-o pentru a-i da baza de supă. Pentru că algele nu are gust, nici miros, ciuperca este foarte fadă, iar altceva ca să îmi dea putere la ciorbă, nu am adăugat. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi binecuvântată. Dacă ați urmărit până aici videoclipul, vă rog să vă abonați la canal.
O zi binecuvântată, ne auzim la un nou videoclip.